Bună ziua, dragele și dragi profesori! Pe parcursul materialului de astăzi vom rezolva împreună problema 4 din testul 4 de antrenament, evaluare națională 2022. Problema spune că în figura alăturată este reprezentat un dreptunghi ABCD cu AB egal 8 cm și AD egal 6 cm. Punctul M este mijlocul laturii CD, iar MN este perpendicular pe BD. La punctul A ni se cere să determinăm perimetrul triunghiului BAD. Așadar, trebuie să calculăm lungimea segmentului BD. În triunghiul BAD, dreptunghic, pentru că măsura unghiului BAD este de 90 de grade, conform teoremei lui Pitagora, putem scrie că BD pătrat este AB pătrat plus AD pătrat. Așadar, BD pătrat este egal cu 36 plus 64, deci BD este radical din 100, adică 10 cm. Așadar, perimetrul triunghiului BAD este egal cu AB plus AD plus BD, adică este egal cu 6 plus 8 plus 10, 24 de centimetri. Și astfel am determinat perimetrul triunghiului ABD. Mi se cere să arătăm că aria triunghiului BCN este egală cu 16,32 de centimetri pătrați. Acest subpunct vă propun să îl rezolvăm prin două metode. Metoda 1 va fi o metodă de calcul. Și anume, vom trasa înălțimea CE. În triunghiul BCN, înălțimea corespunzătoare bazei BN, deci fie CE perpendicular pe BN. Rezultă că CE este perpendiculară și pe BD, adică este înălțime în triunghiul BCD dreptunghic. Așadar, QE este egală cu BC, ori CD, supra BD. 6 ori 8 pe 10 înseamnă că e egal 4,8 cm. În triunghiul QEB putem aplica dreptunghic, putem aplica teorema lui Pitagora și astfel vom afla lungimea segmentului BE. BE pătrat egal cu BC pătrat minus CE pătrat. Așadar, BE va fi egal cu radical din 36 minus 4,8 la pătrat, adică 23,04, deci radical din 12,96, adică radical din 3,6 centimetri. Însă MN este perpendicular pe BD, KE este și el perpendicular pe BD. Așadar MN și C, E vor fi paralele. Dar M este în mijlocul lui CD. Deci MN va fi linie mijlocie în triunghiul D E C. Deci NE va fi egal cu DN și va fi egal cu BD minus BE pe 2. 10 minus 3,6 10 minus 3,6 pe 2, că atâta era BE, înseamnă 3,2 cm. Așadar, putem scrie că baza BN a triunghiului BCN este egală cu NE plus BE Adică 3,2 plus 3,6 înseamnă 6,8 cm. Așadar, aria triunghiului BCN va fi egală cu BN ori QE pe 2, adică 6,8 ori QE pe care l-am aflat mai sus, 4,8 pe 2. Adică aria triunghiului BCN va fi exact 16,32 cm pătrați, ceea ce trebuia să demonstrăm. Metoda 2, prin care vom arăta că aria triunghiului BCN este 16,32 cm pătrați, va folosi asemănare. Și anume, conform cazului de asemănare unghi-unghi, deoarece unghiul M, N, D, e de 90 de grade și este egal cu unghiul BCD. Iar unghiul D este comun, rezultă, deci conform cazului unghi unghi, rezultă că triunghiurile N, D, M și KDB D, B sunt asemenea. Așadar, Raportul de asemănare MD supra BD la pătrat va fi egal cu raportul ariilor. Aria triunghiului NDM supra aria triunghiului CDB. Însă, aria triunghiului CDB este egală cu 6 ori 8 pe 2 adică 24 de cm pătrați, așadar M este mijlocul lui DC, așadar MD este 4 cm, deoarece DC cu AB erau egale cu 8 cm, vom avea că uh, 4 pe BD 10 totul la pătrat, este egal cu aria triunghiului NDM supra aria triunghiului BCD, adică 24. Așadar, aria triunghiului NDM va fi egală cu 4 cu 10 se simplifică, 2 pe 5, da? 4 ori 24 pe 25, adică 3,84 cm pătrați. Însă, în triunghiul DNK, NM este mediană. Și noi știm că mediana într-un triunghi împarte triunghiul în două triunghiuri echivalente. Așadar, aria lui DNM cu aria triunghiului MNK sunt egale ambele cu 3,84 cm pătrați. În concluzie, aria triunghiului DNC va fi egală cu 2 ori 3,84, adică va fi egală cu uh, 7,68 cm pătrați. Și acum, aria triunghiului BCN o vom scrie ca diferență de arii, și anume aria triunghiului BCD minus aria triunghiului DNC. Da? Este aria triunghiului BNC. Așadar, aria triunghiului BNC va fi egală cu aria lui BCD care era 4, uh, area lui BCD, da, 6 ori 8 pe 2, 24 de cm pătrați, minus 7,68 cm pătrați, înseamnă exact 16,32 cm pătrați, ceea ce trebuia să demonstrăm. Aceasta a fost problema. Vă mulțumesc pentru atenție! La revedere!